Avem mulți primari destoinici în județul Dolj, pentru că sunt, așa cum știți, 111 primării, 94 în mediul rural, dar a meritat această comună să devină comună și să fie desprinsă din Coșoveni. Și eu zic că este, așa cum vă spuneam, un exemplu în care comuna care s-a desprins și care era comuna săracă și în care oamenii nu mai suportau să mai stea împreună cu comuna mamă, s-au desprins și au devenit mai tare decât comuna din care s-au desprins. Și ei sunt exemplul cel mai bun. Iar primarul este cel care a sfințit locul, cum se spune, și a făcut lucruri pe care poate uneori nu le-a băgat toată lumea în seamă, dar deși nu cred că își doresc să devină cartier al Craiovei, din motiv pe care le putem înțelege în legătură cu taxele și cu alte lucruri, dar în această localitate de circa câți cetățeni? 2500. Domiciliu stabil, 7000 cu rezidenți cu toți. Așa? Deci, cea mai mare parte dintre ei sunt navetiși la Craiova, lucrează în instituțiile din oraș. În fiecare zi fac drumul ăsta. Era necesar să facem ce mai e de făcut aici. O să vină proiectul celălalt, master planul de apă al județului pe extindere pe Poim, în care partea de intrare dinspre aeroport o să aibă alte utilități, respectiv apă, canalizare, și în felul acesta, cum spunea, această localitate devine și mai atractivă. Așa este, domnul președinte, nu fiind o comună nouă înființată prin reorganizarea comunei Coșoveni, în anul 2004. Dacă în 2004 aveam 150 de hectare de teren intravilan, astăzi, în 2018, sunt 1911 hectare teren intravilan. Vă dați seama că a crescut de 12 ori intravilan. Asta înseamnă mai multă responsabilitate din partea Consiliului Local. Avem mai mult de lucru. Vorbim aici de cartierul de la Ford. Acolo, în cartierul de la Ford, avem gaze, avem apă, avem canalizare. Anul acesta o să începem și asfaltarea. Vorbim de cartierul Pelendava, cartiere mai înființat, pe lângă vatra satului, cât cea care a fost întotdeauna. Cartierul de la Pelendava, care suntem înprinși în master plan pe acestui canal, un proiect de 9 milioane de euro, beneficiază Cârcea. Cartierul Pelendava, cartierul Metru, în Plaiul Vulcănești, apă și canalizare. În zona aceasta de sus de aici, v-am zis mai devreme, avem o apă, gaze, canalizare, s-a început asfaltarea. Deci nu trece timpul pe lângă noi, nu a trecut un an fără să facem investiții. Consiliul Local, împreună cu echipa pe care o avem, vă mulțumim încă o dată pentru faptul că ați fost alături de noi și de fiecare dată am colaborat foarte bine. Mulțumesc!